Etapa 15-a din Liga a doua continuă la Iași cu Poli Dinamo București. Bun găsit tuturor, eu sunt Dragoș Borchin, avem primele imagini din Copou, este o după-amiază plăcută, s-a prins și nocturna, gazonul nu arată rău, sper să vedem un meci bun între două echipe care odinioară se întâlneau în prima divizie. De altfel, este prima confruntare directă în Liga secundă între Poli Iași și Dinamo. Un pic de tricou Vajvaris se bate lovitura de colț. Oho, mingea cădea pe bară! Balon greu pentru Risto Iancou, lovitură de colț din nou pentru Dinamo, fiind de traiectoria balonului. Recuperează Vajvari mai departe pentru Hristei, singur acolo Richarlison de la Iași. Oh, ce pasă luminoasă pentru Harrison, liber în careu. Englezul ia să vedem ce face, centrează. Gol! Gol, 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 Hristei! Richarlison de la Iași înscrie fabulos! Extraordinară faza făcută de Cătălin Hristei și Harrison! La Tottenham cu el! La Tottenham! Golul ăsta e de Premier League! Extraordinară faza! Extraordinară faza! Meciul avea nevoie de așa ceva! E gol de mondiale reușit de Cătălin Hristei! Iată-l! Bravo, mister, felicitări! Ce gol reușește să marcheze Cătălin Hristei! Arădea la origine, Iașul l-a adus de la Universitatea Cluj, unde a jucat în prima parte acestui an calendaristic. Foarte bună pasa lui Hristei către Harrison cu exteriorul. Englezul are timp, centrează, vai, și vine cu foarfeca asta senzațională Cătălin Hristei. Băi, să nu-ți faci harem după meciul ăsta. Ai grijă. Vă reamintesc declarația lui Richarlison din Naționala Braziliei, care spunea că vrea să-și facă harem la